Miercuri, 12 ianuarie, în piața de vechituri din municipiul Satu Mare, nu era foarte mare forfătă, la fel ca în alte zile. Comercianții care închiriază mesele spun că de vină este faptul că s-a introdus obligativitatea prezentării certificatului COVID la intrarea în spațiul comercial, astfel că clientela s-a redus cel puțin cu jumătate. Deși condițiile sunt mult mai bune în prezent, după reabilitare, vânzătorii care își câștigă traiul venind aici miercuri și duminică, sau chiar aproape în fiecare zi a săptămânii, sunt nedumeriți de faptul că veniturile lor sunt din ce în ce mai mici. În această perioadă se încheie contractele de închiriere pentru anul în care am intrat, iar comercianții spun că la cât de mici sume au câștigat de când s-a redeschis acest spațiu comercial, nici nu sunt siguri că își vor continua activitatea și în acest an. O altă nemulțumire a comercianților este aceea că momentan spațiul nu nu este acoperit, însă unii dintre ei sunt conformați cu situația. Dacă plouă sau ninge, oamenii pot veni cu corturile proprii pentru a se feri de precipitații, până când întreg spațiul comercial va fi acoperit cu prelata promisă de administratorul pieței. Acest fapt înseamnă o așteptare concretă de măcar două sau trei luni. Una peste alta, cea mai mare nemulțumire a celor care își câștigă traiul văzând lucruri la mâna a doua este faptul că nu au clienți la fel de mulți ca înainte de reabilitarea spațiului și le cer administratorilor să revină la decizia de impunere a certificatului verde. Clienții care totuși reușesc să intre în piața de vechituri caută în această perioadă articole de sezon, cum ar fi bocanci, geci groase, căciul, șosete, fulare sau articole destinate sporturilor de iarnă.